nu dai suse, nu dai cu degete, dai și tu așa cu asta de dai. Ok, zici așa? Nu, lasă. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip complet retardat pe acest canal. Complet retardat. Sunt aici cu fratele meu mai mic, bineînțeles, pe care mulți l-ați mai văzut, că l-am tot promovat pe Shorequest. Bă, m-am tot gândit, am zis dacă tot ești frate meu acasă, am zis bă, hai să facem ceva, un challenge, ceva, un videoclip împreună. Și m-am gândit la o chestie, nu știu, e undeva, e furată, pentru că am luat o chestie de undeva și am combinat-o și nu știu, e și ceva. Bă, lasă-mă telefonul, hai că nu m-am uitat la. Bă, gata. Jocul stă în felul următor. Fiecare dintre noi are câte 5 întrebări pe care le-au făcut fiecare fără să le vadă celălalt. El o să-mi pună întrebările și dacă eu greșesc și nu spun răspunsul corect la care se așteaptă el să fie, are voie să-mi dea mare palmă așa mare. Nu da. Așa, îmi dă o palmă. Mai tare. Nu uitați să lăsați un like și hai să începem. O să înceapă, frate, în primul ca să mă fac de râs. Hai de zi. Ce am primit de ziua mea anul trecut de la tine? Hai. Anul trecut de la mine, de ziua ta ai primit. Dar stai, ziua ta e pe... Du-te, băi, e pe 19, nu? Da. Nu, ce mi-e 17. Bă, stai așa, mă, ce eu ți-am dat eu, mă? Ce ți-am dat, mă? Te dai bătut? Stai, nu, lasă-mă. Ți-am dat... Stai, că mi-amintesc acum. Nu ți-am dat un tricou? Da, ce ți-am dat? Te dai bătut? Da. Slam Ranger. Hai, dacă mi-e după să pără. Bă, trecui deja un an. Hai, acum rândul tău. Mi-a dat peste coșuri. Bun, fii atent acum. Când m-am tuns eu de tot, știi că eu aveam părul lung. Și când m-am tuns, aproape chel. Când m-am tuns? M-am tuns așa, o periuță, bun. Când, în ce an m-am tuns? În ce clasă intrasem când m-am tuns? A 8-a. Corect. Așa, mi-aduc aminte că am venit din tabă. Unde am fost plecați anul ăsta? Stai așa să mă gândesc. Băi, imposibil, l-ai făcut și videoclipuri tot. Da, anul ăsta... Anul am fost noi plecați în Verona, în Italia, la campionat. Bun, hai că e una bună. Eu ți-am zis că am întrebări bune. Ce voiam să devin când eram mai mic? Știi, când eram eu șoare, de-ți tot zicea mama, știi? Ce voiam să devin când eram mic? Eram eu mic și conștiincios și îmi pătuream haine și... Artist? Poftim? Artist? Mincinoasele! Dar ce voi ai? De unde ar fi? Nu vrei să devin astronaut? Da. Ai uitat-o? Da, ce mă joc eu de fiecare dată de Crăciun? Hai, imposibil! Hai, bă, lasă-mă, ce te joc? Nu te jucai Club Pinguin? Sau ce nu, te bă! Aia când era mai mic. Christmas Kills. Deci că te vrei dat și mai tare. Bă, dar tu o dai la urechi. Bă, dacă îți dau una. De cât timp fac sală? De cât timp? Ar trebui să știi că eu plec dimineața când tu dormi. Hai, când mă duc la sală? Când? De cât timp fac sală? Poftim? De 8 luni. Răspuns final? De 8 luni? Bravo. Glumea! De 6. Aproape 6. Bă, eram sigur. Am aproape jumătate de an. Care era animeul meu preferat la care mă uitam câte 3 episoade pe zi? De unde să mai știu eu care era animeul? Băi, fratele meu, stai așa, anime, doamne. E asta. A, imposibil. Fii atent acum că zic eu. Stai că știu, mă. Ăla cu fotbal. Rangele Shaman. Nu mai țin minte. Te-am să jur că era regele. Îmi ții ureche și... A, tot dai până la urechi, mă. De ce dau și eu? Fii atent. Care e culoarea mea preferată? Ai voie doar una să spui. Mov. Da, o știi, dar de unde știi? Da, mă știi. Vino mai în cadru, vino mai în cadru. Ce animale am avut în toată viața? Dar de unde mă morți, nu știu. Am avut un câine. Cum îl chema? Cody. Așa. Dumnezeu să-l ierte, facem o cruce tot. Am avut o pisică, am avut un papagal. Ba da, am avut unul pe care îl chema Toto. Așa, dar păcat că am avut mai mulți papagali. De un papagal. Am avut mai 5, am avut mai 4. Bă, urmă... Fii atent acum ce pun mă idol. Asta e, fii atent acum. Deci dacă tu o ghicești pe asta, eu mă jur că mă las YouTube. Deci dacă tu o ghicești pe asta, ești gata? Sarmale sau ardei umpluți. Dacă tu o ghicești pe asta, eu închid camera, mă las acum de YouTube. Îți dau ție canal. Mă dezbrac, fac tot. Dacă tu o ghicești pe asta... Am un două. Te mor tu că ai ghicit-o. Hai. Bă, ești prost. Știu că-ți plac amândouă. Cum așteptam să zic sarmale? Bă, se mor dacă mă așteptam. Bă, ce mă-i cunoaște șoarecu? Bă, frate, nu, trebuie să recunosc. Mai ții minte chestia cum mă las de YouTube cu... Da. Mă dezbrac. Hai, cam glumit. Am scos și eu. Știi cum să dau? Vrei să dau? Tu așa-mi dădeai. Eu să dau aici. Pentru asta-ți dau două. Două. Porcule.
Atât. Cam acesta a fost episodul cu fratele meu. Dacă mai vreți episoade cu fratele meu, nu uitați să lăsați un like. Și pentru că fratele meu de fiecare dată îmi zicea: băi, băi, dacă tu tot faci videoclipuri, poți să-mi pui și mie Instagram-ul meu, Facebook-ul meu în descriere, da, și, și pentru asta știi că sunt un frate bun. Nu o să-i pun nimic în descriere. Ne revedem data viitoare. Nu mai apare niciun episod. Mur de la ce-am băut aseară, de la vodka, de la vin și de la fumul de țigară. Trage fumul de la afară, nu se fumează înăuntru. Corigent la fizică, de ce se învârte pământul. Nu pun banii mei pe Galilei, banii slei că banii slei. Nu țin banii pe la bănci, nu mă vezi în party. Toți vorbesc de banii mei și dai mei că pariu de. Încercam să-mi party de.